Mai am o întrebare. De ce nu le putem comporta ca o ființă a cerului pe pământ? De ce nu vrem? Pentru că ne identificăm cu ego-ul, pentru că nu vrem. Nu ne cunoaștem pe noi, am mai spus, că te identifici și faci identificarea dintre suflet și ego și îți dai seama că, de fapt, tu nu ești decât sufletul și că ale tale era bucuria și fericirea că erau în tine și toată dăruirea din lume. După aia te comporți ca o ființă divină, că îți dai seama că ăsta ești, de fapt. Și să fii numai o bucurie, e frumos, nu? Că bucuria este dăruirea. Vei vedea când dăruiești, ești numai o bucurie. Numai când dăruiești, ești bucurie. Mamă, eu uite, când iubesc ființa de lângă mine, eu numai când mă gândesc la ființă, mă bucur așa, mă umplu de o bucurie, fără motiv. Fără și când te lași pe tine mereu. Păi asta înseamnă lăsarea de sine. Lăsarea de sine. Oamenii să facă ce vor ei cu tine. Lăsarea de sine înseamnă cum? Ce înseamnă lăsarea de sine, am mai spus? Ascultare. Ascultare, te lăsa moale, a fi. Bă, lasă lucrurile să fie. Deci nu încerca să modifici nimic, pentru că acolo ești tu. De-aia spune a fi. Cuvântul a fi e lăsarea de sine. Dar e înțeles prost la noi. Nu e înțeles cum... în adevăratul sens. Pentru că a fi înseamnă a te lăsa. Pentru că dacă tu am spus nu vrei să mă schimbi pe mine, înseamnă că eu, dacă mă las să fiu așa cum sunt eu, așa cum mă vezi, aiurit, așa cum mă vezi, înseamnă că și eu, la rândul meu, trebuie să te las pe tine să fii, trebuie să las totul să fie, că atunci îl las pe Dumnezeu să fie și atunci cred în Dumnezeu. Și atunci îl iubesc pe Dumnezeu. Și atunci sunt ființa divină din mine. Că mă las pe mine toate cazuri, în toate situațiile. Am pierdut și nu avea nimic de pierdut, de fapt. Eu știu că mai spun câteodată, mă, poți să iei orice. De ce? Sufletul nu poți să iei. Asta chiar nu poți să iei. Asta e Dumnezeu. Ce să iei din el? Adică poți să iei orice. Vezi? Poți să-i faci un om rău la corp, nu știu, să-i faci o ransă. Poți să iei toată averea, poți să iei toți copiii, să-i moară copiii. Am văzut că sunt familii în care mor copiii și pierde averea și pierde... Mă, dar sufletul? Sufletul e tot ceea ce era. Erau copiii tăi, sufletul tău, era casa ta, era tot. Pentru că toate astea la un loc e suma a ceea ce ești pe interior. Deci toate astea erai tu și nu ți-ai dat seama. Și de fapt nu ți-a luat nimic. Că vei vedea că copilul erai tot tu. Vei vedea că toți copiii ăștia erau toți copiii tăi. Nu pierzi nimic niciodată. Nu există pierdere. Ego doar pierde. Ai sentimentul de pierdere pentru că te-ai identificat. Când te-ai identificat, atunci începi să pierzi. Am să dau exemplu ca să mai înțelegem. Tu știi că am doi copii. Unul e stânga, unul e dreapta. Pentru că Amir e la casa lui, Ferial e în afară. Eu sunt, mă vezi. Când trec pe stradă și trece o fată pe lângă mine, chiar dacă n-are vârsta lui Ferial, nu contează ce vârstă are, unul pe Ferial. Și o văd la vârsta care fata o are, fata din fața mea. De ce? Mi-aduc aminte de fata mea din copilărie, cum era. Dacă văd o fată de vârsta lui Ferial, o văd pe Ferial. Și dacă văd mai mare, văd pe fiica mea mai târziu. Ai înțeles? Adică și când văd un băiat, la fel, același lucru. Când văd un băiat, ieri am văzut doi băieți pe bicicletă. Mi-am adus aminte de copilul meu când și-a luat bicicleta, știi? Și l-am revăzut pe băiatul meu pe bicicletă. De fapt, erau doi băieți, dar eu... am văzut pe copilul meu pe bicicletă. Deci, ca să vezi, așa faci exercițiul ăsta al iubirii. Dumnezeu în toate. Așa-l faci. Adică, altfel, n-ai putea. De ce? Pentru că, ai spus bine noi oamenii, că noi, ego-ul, mintea, se identifică mereu cu posesia. Adică el, al meu, copilul meu, nevasta mea, casa mea, familia mea. Nu este așa deloc. Tot întregul ăsta este Dumnezeu. Când înveți să vezi în fiecare ființă pe Dumnezeu, te desprinzi atunci exact. Și nimic nu te mai deranjează. Exact. Nici nu mai poți permite să te iei de cineva, că te iei de Dumnezeu și e mare, e colosal, nu te poți lua de Creatorul Universului. Și zici, Doamne, de ce îmi faci mie una ca asta? Dar nu poți să-i spui lui Dumnezeu de ce. E așa de urât. Dar îi spunem asta. Tu, celula lui Dumnezeu de acolo, de la picior, o particulă mică. Îi spui tu întregul ăsta infinit. Este infinit. De ce? Că tu îți dai seama că e colosal? Că m-ai spus tu, poți să-i spui lui Dumnezeu de ce? Păi îți dai seama forța aia dacă se apropie de tine ce înseamnă? Nici nu vrei să știi. Dar pentru că faci parte din el, te iubește. Te lasă să fii cum, exact. Cum ești tu. Și nu te va distruge niciodată, pentru că El te iubește. Ce înseamnă credință? Credință e să crezi că în fața ta e mereu pe Dumnezeu. Să lași totul să fie, să accepti totul așa cum este. Asta înseamnă că crezi în Dumnezeu. Numai când slujești lui Dumnezeu și nu faci voia ta, adică nu faci binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, plăcerea mea. Faci binele celui din fața ta, adică binele tău e și binele meu. Fericirea ta e și fericirea mea, indiferent cum e asta. Chiar dacă eu trebuie să pierd, nu contează. Că nu pierd nimic, câștig. Da. Iubirea ta e și iubirea mea, nefericirea ta e nefericirea mea pentru că te iubesc și tot ceea ce ești tu, sunt eu. Când înțelegi că nu vrei să schimbi pe nimeni și crezi că, mă, chiar dacă Dumnezeu azi m-a luat puțin de urechi, că n-am înțeles, este Dumnezeu acolo și aveam nevoie de răul ăsta pentru că am dimina degenerată asta, când crezi că ți-e bună asta, crezi în Dumnezeu și faci voia Lui. Dacă tu te duci acasă și zici, e, Doamne, dar de ce mi-ai dat mie asta, e, pe eu nu meritam asta, e, Doamne, și te duci și te rogi la Doamne, să-mi dai mie asta, nu mai crezi tu deloc în Dumnezeu. În primul rând că îl întrebi pe Dumnezeu de ce, fără să știi că de fapt e din tine toate și nu faci voia lui Dumnezeu pentru că te îndoiești că întrebi. În al doilea rând, când începi să-L judeci pe Dumnezeu, îl iei de urechi. Și crezi tu în Dumnezeu? Păi nici nu le-ai pus în comportament, le-ai pus la distanță. De fapt, noi când îl comentăm pe omul din fața noastră, îl comentăm pe Dumnezeu. Da, nu suntem de acord cu cele... Cum să te rogi lui Dumnezeu? Cea mai frumoasă rugăciune, cum a spus Radu, este să fie voia lui Dumnezeu, nu voia mea. Că dacă fac voia ta, Doamne, e bine, facă-se voia ta. Că voia ta e și voia mea. Dar dacă eu fac numai voia mea, cred eu în Dumnezeu? Păi nu cred în niciun Dumnezeu. Sigur. Când faci voia lui Dumnezeu, cea mai frumoasă, chiar cea mai frumoasă rugăciune. Facă-se voia ta. Când zici facă-se voia ta... Și te-ai lăsat. Exact, te-ai lăsat. Ai lăsat în mâna Lui. Păi nu numai că spui. Te-ai lăsat pur și simplu. Facă-se voia ta. Dacă e voia ta, e voia mea. Începe miracolul. Exact. Dar de ce nu vrea omul să aibă o viață miraculoasă? De ce nu vrea să se lase? De ce nu vrea ego ăsta să se lase? Așa spui tu. De ce nu vrea ego să se lase? Păi asta e întârziere, rău de tot. E învățos, rău de tot. E încăpățânat. Asta îi place să umble numai la costum. Dacă îi să-i șifoneze costum. Vrea numai suferință? Da, asta e masochist, eu ți-am mai zis. Asta e făcut din durere. Asta el nu cunoaște iubirea. Ego-ul nu cunoaște iubirea. N-a atins niciodată ego-ul și nu există. Ce bine spui. N-a atins iubirea. Dacă n-ai atins iubirea, n-ai cum să știi ce gust are strugurii dacă tu nu ai gustat niciodată. Deci el creează durere la infinit. Ai înțeles? Pentru el durerea e cea mai bună. Nu există ceva mai bun. Atunci stai în suferință. Ai ego și spui. Ai ego. Recunoști că e ego, dar atunci o mai suferă că e bine. Deci singura boală a omului este egoismul. Da. Și ai spus singur și spune mereu. Celula cancerului este o celulă egoistă, care umple tot organismul de celule egoiste, adică lipsa iubirii. Și nu mai dau energie și atunci organismul moare. Și mai energie vitală, că scade, exact cum ai spus tu, diafragma cade jos și... Mă, și atunci nu. Ce trebuie să faci decât să... Să ieși afară, că fapt, îți presează, te presează. Da. De fapt, când noi căutăm cât mai multe plăceri pentru noi și punem plăcerile trupului pe primul plan, noi de fapt murim. Că pierdem viața. De ce? Că e energie grosieră. Energie grosieră e materia, care ai spus tu, materie. Da, și cu materia nu se poate hrăni sufletul, care e altă vibrație. Nu se poate, exact. Da. E energie subtilă. Vibrație înaltă. Deci nu poți să hrănești energia subtilă cu energie joasă. Iubirea este chiar lumina aia care o degajăm noi. Aia este. Deci, de fapt, noi nu cu mâncare ne hrănim, ci ne hrănim cu iubire. Tu ai văzut că sunt oameni care au demonstrat că fără mâncare, fără apă pot trăi și stau în tinerețe. Culme. De ce? Pentru că îți arată că sufletul întinerește, vindecă organismul, poate să-l facă nemuritor. Deci, miracol, total. Că astea sunt însușirile sufletului. Astea sunt însușirile lui, miracolul total. Dar dacă tu vrei să fii în durere și în proiecția ta de... Că e efemeră pe pământul ăsta, că plăcerea asta, de fapt, e o plăcere cât închiși și deschizi ochii la Dumnezeu, știi? Atât este viața noastră, o să râzi, o clipă. Viața noastră, am văzut la Dumnezeu, chiar am văzut, este o clipă. Cam când spui 70 de ani, spui 7 zile la Dumnezeu, poate chiar mai puțin. Atât ai trăit pe pământ. Pentru asta așa tu ai făcut? Atâta rababură ai făcut? Rababură. Da, nu puteai... Dezordine. Exact. Nu puteai tu să stai în ordine. Adică ordine necesar. Nu puteai tu lucrurile să le lași să fie în armonie cu totul. De ce ai făcut tu atâta dezarmonie în jurul tău? Atâta energie de reglat? Că de fapt când realiniezi, cum spun ei, energiile, de fapt te armonizezi cu Dumnezeu, cu întregul. Dar de ce ți-ai făcut atâta? Că zice că sunt cu câmpuri, cu aure. Păi de fapt, da, sunt adevărate ce spun ei. Dar de fapt ți-ai creat singur toate astea, că nu erau. Tu ai venit, ți se dă un corp care e perfect, care nu-i trebuie nimic, că corpul nu are nevoie de niciun medicament, să știi, corpul, pentru că el e făcut perfect. Sigur. Pentru că sufletul nostru poate să vindece orice boală. Orice. Sigur. Bolii sunt de ego. Exact. Dacă e prea multă bunăstare. Dacă ție ți-a trebuit medicamentele, cred, acum ai ele pe toate hapurile astea, ghitele, până ți-o veni rău. Ți-a trebuit 200 de limbi, nu ți ajunge o singură limbă. De fapt, trebuia decât să, așa să comunici. Dar ți-a trebuit 200 de limbi ca să, și nu vă înțelegeți în niciuna. Adică dacă ai observat că noi nu ne înțelegem nicio limbă. Ți-a trebuit 200 de popoare. N-ai vrut să fii un singur popor cu te-a lăsat. Tu ai vrut terenul tău, popor. Ego-ul tău a vrut astea. Acum aveți, știu cum le despici aici pe pământ. Că când înveți să fii iubire, înveți că de fapt era un întreg în toate. Și că n-avei nevoie de toate astea. Deci noi trebuie să ne întoarcem înapoi pe simplitatea care am venit odată. Tu îți dai seama să ajungi la simplitatea că ne-a trebuit aproape 2000 și ceva de ani, cel puțin ce știm noi, că e de mult mai mult, ca să ajungem înapoi în simplitate, să ne întoarcem în iubire. Îți dai seama că ne trebuie. Încă pe atâta, chiar mai mult, că a fost mult mai mult de atâta. Deci ar fi ca planeta asta să dispare prin 5000 și ceva. Ca să ne întoarcem înapoi la adevărata noastră origine. Și așa se întâmplă, de fapt. Nu știu dacă ai văzut. Ca să ne întoarcem înapoi la energia subtilă. Da, și consumerismul ăsta ne lipește mai mult de materie, ne ia viața mai repede și ne aducă... Apoi chemăm singuri neplăcerile ca să ne desprindă. Ancorarea materiei, spui ancorarea în energie grosire. Asta da. Adică tot ce înseamnă plăcere, materie, atașament, control, tot ce înseamnă, ce vezi tu în fața ta, tot din lumea asta, în afară de suflet, este ancorare de materie, pentru că este o materie. Corpul este materie. El nu funcționează fără suflet, moare imediat. Dacă sufletul părăsește, corpul a murit imediat. Deci ești ținut în viață tot de suflet, nu? Da. Păi atunci ce ai, mă? De ce nu pui iubirea acolo? Că îți dai seama că sufletul ține. Nu putem, pentru că iubirea înseamnă lipsa interesului personal. Și nu putem renunța la binele nostru. Dăm atenție la exterior. La corp, la materie. La viață. Atenție la corp, la interesul nostru. Nu, dăm atenție, sună numele bine, stai să-i pun în copilul un nume care să aibă o rezonanță, că aduce bani, aduce bunăstare, sună într-un fel. Fie de aici, de unde pornești, de când înainte să te naști cu numele. Apoi, ancorările astea care... Păi toate astea unde te duc? Decât la îndepărtare de divin. Nu. Da, și de ce? Pentru că atunci când punem binele nostru pe primul plan, noi trăim legătura cu Dumnezeu, nu mai vine energia vieții de sus. Corect. Și începem să decădem. Corect. Și în cauza asta chemăm forțele cerului să ne pine plăceri, să ne împingă înapoi în iubire. Corect. Ca să ne dea viață. Deci neplăcerile sunt salvarea noastră, sunt mântuirea. Deci noi zicem la ceea ce este, reprezintă mântuirea, ne zicem rău. Măcar de n-am Acum spun ceva care nu place. Pentru că, vezi tu, ne dă asta, dar dacă noi n-am înțeles nimic, nu ne mântui. Asta e numai în capul nostru că ne-am mântuit. Da, bineînțeles. Pentru că ai văzut ce spune, mă întorc mereu, pe Ilie Cioară, zlăvit să fie unde o fie el acolo în planul lui, că uite, ne-a lăsat ceva totuși. Te întorci tot în planurile joase. Să nu crezi că te-ai mântuit. Mântuirea nu e așa. Mântuirea e atunci când te faci una cu divinul. Și care mântuire? Mântuirea de care? Mântuirea de corp. Că nu mai vezi nimic rău în lume și te mântuiești că nu mai ai ego, că le-ai lăsat pe pământ. Da. Dar tu te duci într-un plan urât. Pentru că dacă tu în viață, n-am avut nicio mântuire, de fapt. Că m-am dus la biserică, m-am închinat, dar m-am întors acasă, m-am certat cu bărbatul, m-am certat cu copilul. Da. Păi ce mântuire asta? Și mă lasă în durere, că vezi, Doamne, să mă mântuiesc, dar eu tot așa am tot un interior. Până mor fac același lucru. Adică crezi tu că ne mântui? O iluzie minții și asta, că moartea minții, iară mă întorc. Mi-a zis mie cineva că mântul ăsta. De fapt, noi am curcat borcanele, o punem etichete greșit la borcane și îi spunem necazului care ne vine din față rău, când de fapt necazul ne salvează viața. Ne salvează. De fapt, nu viața. De fapt, viața veșniciei. Da. Că de sufletul. Fapt, despre suflet este vorba. Pentru că el are mii de constelații, da. Cum a spus. Plăcerea ne scade și ne cuplează pe divin. Am văzut eu că ăsta a avut multe vieți în spate. Deci. Și de ce ni se dă uitarea? Ca să nu știm ce am făcut în spate. Și dacă tu în spate ai avut niște și aici nu le-ai rezolvat, că ai venit să le rezolvi. De fapt, să înveți să iubești. N-ai învățat? Păi, n-ai ce să salvezi, da, veșnicia, te duci în planul ăla, ți-am zis eu și nu, o să stau, să te întorci înapoi, dar nu neapărat aici. Să înveți să iubești înseamnă să vezi în tot rău un mare bine. Să știi că aici este divin. Să știi că aici este divinul peste tot. Este divinul în tot și când spune cineva l-ai văzut pe Dumnezeu, păi tu ești torb, păi tu crezi că eu nu l-am văzut pe Dumnezeu, păi îl văd în fiecare zi în fața mea. Dacă tu nu-l vezi de problema ta, da. Că e ca Toma necredincios. Toate formele posibile. Toate formele îl văd pe Dumnezeu. Caci pe el, mănânci, că mănânci. Mi-a zis cineva într-un comentariu, dar ce l-ați văzut că am ales pe Dumnezeu? Bă, dar eu nu vreau să-ți dau nici, e perfect așa cum înțelegi tu, dar pe Dumnezeu îl văd în fiecare zi. Te-am întrebat odată pe tine, ți-aduce aminte? Am mai zis, mi se pare odată asta. Și acum cum ții legătura cu Dumnezeu? Și tu așa subtil, mă, că slăvit să fie Dumnezeu, că El este mine și mă face mereu atentă, ai zis așa, dar nici eu n-am fost, adică că n-am priceput. În fiecare zi țin legătura cu El altfel. Și imediat vocea mi-a zis, în fiecare zi mă are în fața Lui, uite-te pe tine. Legătura Lui, da, e cu voi, e altfel, dar este în fiecare zi. Sunt eu acum. Vezi ce repede mi-a răspuns? Adică mie îmi răspunde atât de repede, nici nu poți să-ți imaginezi. Repede de tot mi-a răspuns. Și m-am uitat la tine și am spus, mare este Marius ăsta. Că și eu știam asta, vezi, dar mi-ai dat un răspuns, care îl știam, dar care, pac, mi-a dat vălul, dacă mai aveam un văl acolo, înțelegi? Adică vezi cum suntem noi. Toată ziua te întâlnești cu Dumnezeu, calci în toate formele posibile. Te culci pe El, mănânci din El, că tu mănânci din Dumnezeu, plouă. Mănânci din El, te umple de iubire, te plouă, te ninge, dar toate sunt cu El, plouă cu El, ninge cu El, cu Dumnezeu. Frumos spus, plouă cu El. Te scalzi din El, de dimineață până seara, da. Cum zice Rumi, în oceanul tău de iubire sunt îmbătat de iubirea ta. Bă, și nu înțelegi nimic. Da, da. Bă, și vrei să-l mai și vezi? Bă, dar înseamnă că tu ești tot la propriu, adică degeaba ai ochi, cum zice în Scriptură, că tot nu vezi nimic. Abia adică... aștept să apară mie. Da. Așa e. Da. Na. E o încântare. Așa este.